Salut tuturor, sunt Radu și acesta este videoul lunar despre cum am mai fost eu, fac asta și pe blog, State of Neverado, ediția de aprilie 2022, ca să-i zic acum. Și pe blog am spus că luna asta a fost destul de aglomerată, am fost foarte ocupat în perioada asta, pentru că pe 28 martie am semnat actele pentru noul apartament. Oficial atunci ne-au dat cheia și practic de atunci s-a dat oficial startul în cursa pentru finisarea lui și pentru renovarea lui. Acum am au întrebat mulți de ce îl cumpărăm nefinisat, pentru că dezvoltatorul avea un contract cu Delta Studios, dar ar fi intrat undeva în apartament pe la iulie-august, era estimarea noastră, pentru că avea 100 de apartamente de finisat întâi și ritmul era foarte lent, așa că am preferat să facem noi totuși să nu mai dăm bani acolo. Și a fost agitație mare, adică hai la notar, uite actele, hai să vedem ce mai trebuie făcut acum, în tabulare, mergi la rol să de declar cum ar fi la impozite și așa mai departe. A venit mama Matildei, bunica lui Alice la noi, a stat cu ea, în timp ce noi ne-am dus foarte mult pe Valea Cascadelor și pe Mihai Bravu, unde sunt magazine de gresie, parchet și așa mai departe. Și am făcut treaba de acolo, adică chiar e o cursă contra cronometru. Poți lipsi vreo 4 ore de acasă, că mai mult de atât Alice nu prea rezistă fără noi și în alea 4 ore trebuie să ajungi, să umbli prin toate magazinele, să găsești grise și faianța care îți plac, să vezi dacă sunt în stoc, să dai și o comandă, să plătești în avansă, te întorci acasă și a doua zi să iei din nou după uși, treia zi după parchet și așa mai departe. Online nu funcționează doar până la un punct în acest domeniu, de multe ori trebuie să vezi cu ochii tăi și e vorba de mici comercianți care ce mult au e-mail, dar nu poți să vezi online ce îți oferă acolo și niște ce prețuri au. Și am făcut toate acestea, apoi s-a trecut și la treabă, parchetul a mers cel mai repede, semnat astăzi, plătit un avans pe el după ce l-am ales în parchet shop pe Mihai Bravu. Trei zile mai târziu au venit băieții să-l instaleze și am mai plătit o mică diferență de bani acolo. În altă zi au venit cei care au activat internetul, mi-a plăcut sistemul, fibra e trasă deja până în casă, totul prin pereți și cutia, media, convertorul se pune într-un tablou electric la intrarea în casă. Au gândit așa, niciun cablu vizibil, nicăieri prin casă, direct ți o priză de internet undeva în, din perete, acolo unde pui routerul. Inclusiv routerul ar fi intrat în cutiuța asta din perete dacă luam unul mai mic. Treaba asta însă este o rupere de rind și pe mine ruperele de rind mă dau cel mai mult peste cap. Adică eu nu pot să, nu știu, să lucrez la mele, scriu articole, să fac clipuri video și apoi să plec două ore ca să supraveghez o montare de parchet sau să deschid ușa unora care au adus marfă. Chestiile astea mă cam dau peste cap și în stric așa ziua. Dar, na, asta e perioada și mă descurc. Mi-am cam și rupt spatele cărând gresia și faianța. Cred că au fost în total câteva sute de kilograme. Am luat o liză. Din păcate m-am zgârcit și am luat-o aia mai mică de 130 de lei. Trebuia să o fi luat pe cea mai mare de 250 de lei. Din simplul motiv că ar fi mers mai bine. Asta micuță. nu e vorba de greutatea pe care o cară. Limita e vreo 70 de kilograme și oricum pun ata pe ea. Ci pur și simplu fiind mai mică, are platforma mai mică și trebuie să o înclin foarte mult și parcă merg cumva în mersul piticului atunci când trag de ea. În fine, când s-o rupe, nu o să plâng după ea și o să iau din nou și o să iau pe cea mai mare atunci. Cum spuneam, pe 28 martie am plătit, am semnat actele pentru noul apartament. Pe 4 aprilie am plătit, am făcut cel mai mare transfer bancar din viața mea, am plătit aproape integral apartamentul atunci prin transfer cu banii strânși din o mie de surse și așa mai departe, dar atunci am apăsat butonul, de fapt am completat -o tranzacția, am pus datele, am pus contul lor și când să trimit bani, am chemat-o pe Matilda să apese butonul de semnează, ne-am pupat oficial că am devenit moșieri și a rămas că vom sărbători cândva, dar încă n-am făcut-o. Mi-aș plăcut să sărbătorim cumva, să merge la un restaurant fancy, să mâncăm o friptură bună, să, nu știu, Poate ceva cu priveliște, eu nu mișto Taur sus, poate acolo. Și n-am apucat, pentru că imediat după aceea am intrat în goana asta după finisaje și găsit oameni și găsit aer condiționat și whatever. Apoi sunt florile, apoi paștele, cred că vom sărbători cândva prin mai. Faptul că am cumpărat acest apartament, dar na, o sărbătorim noi cândva. Alice am plinit 6 luni în martie, astăzi când filmez acest clip împlinește 7 luni, pe 17 aprilie face 7 luni trece printr-o perioadă mai agitată. Deci noi de obicei o culcam la 7 seara și dormea până pe la un 3 noaptea când se trezea pentru mâncare. Acum se trezește toată pe la 11 noaptea. Un pic așa, un plâns de control și uneori doarme singură la loc sau trebuie plimbată un pic. Și apoi se mai trezește. De fapt o trezește pe Matilda la 3, la 4, la 5. Ne-a pediatra să i-a recomandat să încerce să nu mai hrănească la orele alea, ca să nu se obișnuiască cu ideea că noaptea poate căpăta mâncare, ci eventual doar să-i dăm niște apă pentru un biberon și să încercăm să o culcăm cât mai rapid la loc. E o mică regresie de somn care sper că se va îmbunătăți. Am început și diversificarea, îi dăm mâncare și e așa drăguță când mănâncă. E un sistem numit Baby Led Weaning, adică îi pui mâncare în fața și ea cam ia ia ce vrea din fața ei. Nu e cu terciuri pe care le băgăm noi în gură cu lingura și e plăcut să o descoperi ce îi place. Adică mănâncă cu foarte mare plăcere, de exemplu, avocado. Mănâncă cu foarte mare plăcere morcov, cartof, păstrănac îi place foarte mult. Și dovlecelul îi place la brocoli și la conopidă. S-a strâmbat de tare încât se vede că fica mea nu i-a plăcut deloc. Și se mai vede și că e fica mea dintr-o poză pe care am găsit-o, am pus un articol, o pun și acum pe ecran. Deci mie tot spunea lumea că Alice seamănă cu mine și mi se pare așa, genul de... E un compliment drăguț, mi se pare că e un generic baby, seamănă cu orice bebeluș, nu vedeam cum seamănă cu mine. Dar uh, am găsit o poză, mai cum de fapt, am găsit o poză cu mine pe la vârsta lui Alice și se în lei. Deci, zici că e Alice fotografiată al negru acum aproape 40 de ani. Deci chiar cred că, da, seamănă cu mine, m-am convins de asta, avem cam același nas, sper să nu ajungă și la dimensiunea asta de nas, dar la bebeluș îl avem cam la fel, la aceeași forma ochilor, în fin, chiar se mărăm, deci chiar e, se vede că e a mea, nu că aveam dubii, dar se vede că e a mea. Și m-am emoționat când am văzut fotografia asta, pentru că, da, v-am spus, după ce șase luni și mai mult auzi că seamănă cu tine și tu nu vezi asta deloc, cineva vine cu dovada foto, uite, uite cum arătai tu la vârsta ei, uite-o pe ea. Și seamănă perfect, chiar m-am emoționat și da, mă bucur că moștenește și de la mine câteva trăsături. A început să se tărască, deci acum o lună se rostogolea cumva brownian. <laughs> se rostogolea așa prin cameră, se dădea cumva peste cap și ajungea în alte locuri. E, de vreo două, trei săptămâni chiar a început să se tărească cu un scop, adică dacă vede jucăria aia acolo, puf, o ia ca un soldat în prin tranșee, așa, prin front sub foc inamic și ajunge la jucăria ei. Și am învățat să se ducă, ne vânează papucii și trebuie să-i tot luăm, să nu apuce să-i molfăie. Uh, trebuie să avem grijă să nu se ducă pe lângă o priză sau așa mai departe, o să securizăm toate astea, dar ne trebuie și un fel de gărduleț să îngrădim niște zone. Se găsesc de cumpărat astfel de lucruri și o să luăm să îngrădim niște zone unde n-ar trebui să intri. Eu, de exemplu, n-aș vrea să se apropie de o zonă cu mai multe prize sau n-aș vrea să se apropie de zona unde am computerul că sunt multe cabluri acolo și mie că trage de ele și cade ceva pe ea, nu că strică, dar n-aș vrea să se pice ceva în cap. Regresia asta de som s-a manifestat și altfel. De exemplu, dacă o scoatem pe afară în cărucior, doarme maxim 20 de minute într-o repriză. Dacă însă o pun în ham, în cum se cheamă, deși avem altă marcă, o pun acolo, băi, doarme non-stop. Deci m-am plimbat toată 4 ore cu ea și a dormit 3 ore din cele 4, iar în rest se trezește, se uită așa un pic în jur, chiar una, ci aici, nimic interesant, puf, plant din nou în pieptul meu și doarme așa. Foarte drăguț și îmi place foarte mult să o plimb așa, ne-am plimbat de foarte multe ori, am făcut mereu câte 9.000, câte 10.000 de pași chiar cu Alice la piept. Nu-i tot mai ușor cu 8 kg de copil la piept, dar hamul ăsta pe care îl avem noi, o marca Leni Lamb, Uh, foarte bun la a proteja spatele meu ca să nu, uh, da, să nu am probleme la spate pentru că o car atât de mult. Și ne-am plimbat mult pe Calea Victoriei și prin zona Piața Amzei. Am descoperit acolo o cofetărie mișto, de fapt se cheamă Patiseria Ola Life, Făcută de un francez și o româncă, dacă nu mă înșel. Fac niște șuri și alte prăjituri excelente, foarte gustoase. Am mai mâncat pizza acolo, e pizza mania și trevi lângă, am băut cafea la Sloan, din astea, cam pe acolo ne învârtim și ne-am și întâlnit cu foarte mulți prieteni în uh, zona, în astfel de plimbări. Deci mi se pare că Calea Victoria a devenit o zonă foarte populară în București în timpul zilei. Poate că seara lumea se duce în centru vechi în weekend, dar ziua, la miaza mare, lumea e pe Calea Victoriei în zona pieței Amzei pentru cafea, delicatese, mâncăruri și așa mai departe. E, cu 10.000 de pași făcuți într-o astfel de plimbare și cu 8 kg agățat de tine, eu simt cumva că mi ard caloriile, e metoda mea de a face sport în perioada asta. Dar acum că vine primăvara, planul este să aplic cu Matilda o altă idee pe care am pus-o în practică încă de anul trecut, dar apoi am abandonat-o pe perioada ieri. Ideea este să mâncăm măcar o zi pe săptămână, de preferință două, vegetarian. Nu că nu ne-ar plăcea carne, suntem amândoi foarte carnivori și apreciem o friptură bună, dar sunt atât de multe rețete vegetariene gustoase și singura metodă de a le descoperi este cumva să te silești singur să mănânci așa ceva, să nu zici ok, trebuie să mănânc vegetarian și atunci o să mănânc, nu știu, ardei gras și cu brocoli. Nu. Ce mâncare pot să fac? Și am făcut, de exemplu, paste carbonara în care am înlocuit guanciale cu ciuperci. Excelent. Tot felul de rețete de cartofi la cuptor sau de, de exemplu, drop de ciuperci. Excelent. Deci chiar sunt multe de făcut. Avem și cărți de bucate în această privință, dar și internetul e mare și vreau să mâncăm anul ăsta, pe perioada verii măcar, când e plin de legume și fructe în București, să mâncăm măcar o zi sau chiar două pe săptămână vegetarian, incluzând aici diverse mâncăruri gătite sau salate proaspete. Pe blog au început lucrurile să meargă în ce privește campaniile, cum este că au purtat așa, într dată foarte multe până în Paști. E cumva o barieră psihologică, paștele, toți vor să promoveze anumite chestii până în paște, pentru că altfel trebuie amânate cu vreo două săptămâni proiectele după acelea și cumva am, rog, mă bucur că vin bani, dar s-au găsit cam multe în perioada asta și simt că am fost parcă o concentrație prea mare de publicitate acolo, adică în loc de cum vreau eu să fie cam 5-6% articole publicitare pe lună, au fost cam 8-9% cred în o perioadă de o săptămână sau două când s-a întâmplat treaba asta. Am reconfigurat canalele de YouTube, acum vă uitați la cel personal cum ar fi. Cel pe care pun astfel de clipuri sau unde am mai fost, unde am mâncat, turism și așa mai departe. Canal numit Neverado Blog rămâne doar pentru tehnologie. Acolo spun doar review-uri și chestii de tehnologie și auto, pentru că YouTube nu prea vrea să le combi. Adică nu e ca pe blog unde scrii tu ce vrei și oamenii intră în funcție de titlu. Pe YouTube contează foarte mult algoritmul, recomandările, contează ca YouTube să identifice un anumit tip de conținut pe care îl faci, să-l promoveze altora cărora le place acel conținut și atunci toată lumea recomandă să nu le combini și am zis, bine, mă, pornesc alt canal. De fapt, îl reiau pe cel personal al meu care se face automat toată cu contul de Gmail și îl, îl voi transforma într-un fel de canal personal de vlog. Pisicile noastre au început să fie mai prietenoase cu Alice, nu se mai tem de ea, ba chiar se dau așa pe lângă ea, au miros, mai suportă să fie și atinse, se vede clar acolo o încălzire puternică a relațiilor dintre ei, ca să zic așa. Cel portocaliu însă a avut probleme, l-am dus la veterinar, avea o rană ciudată lângă fund. Veterinarul ne-a spus de fapt că nu e nimic de îngrijorat, sunt niște glande acolo și una dintre ele se înfundase din la fund și deja era oricum petrecute, ea dacă o cremă va fi ok. El mai vomita pe acasă, așa că am profitat de ocazie să-i facem analize la sânge și a ieșit bine cam la toate. A ieșit bine în na, analizele uzoare de sânge, a ieșit bine într-o analiză de pancreas, deci nu are pancreatită, a ieșit bine și cu tiroida, care probabil, de fapt la pisicile mai de vreo 10 ani cum e al nostru, poate fi o problemă, dar nu este la el. Se crede că pur și simplu are așa cam o infecție pe la stomac sau un stomac sensibil, un fel de colon iritabil, așa ca la oameni și va avea nevoie de un regim care va începe în curând. Pe celălalt l-am tuns, nu l-am tuns din septembrie anul trecut, deci de șapte luni, și l-am tuns că a început să se ce Și Era atât de mare și cu atât de multă blană pe el și mulți oameni zic că de ce tuns pisica pe ei? Îi place foarte mult. Super jucăuși după aceea, se vede cât de vioi devine și cât de încântat este că are blana ceva mai mică și poate să se zbenguiască mai mult prin casă și așa mai departe. Deci noi nu avem o problemă cu atun de pisicile. Facem asta anual cam de două ori și ele se simt mult mai bine după aceea. Mai este un milestone important în perioada aceasta, deci nu doar că Alice face 7 luni, dar eu fac 10 ani de când mi-am dat demisia de la locul meu de muncă, unde lucram acum 10 ani, un fel de se dorea a fi corporație, dar era mai mult o companie românească dubioasă. Evident că nu regret asta, mi-a mers mult mai bine pe cont propriu, am avut parte de tot felul de experiențe mișto, am avut timp să, iată, să stau acasă cu Alice în fiecare zi, să o văd crescând, dar inclusiv în anii anteriori am călătorit în multe locuri, a fost bine. Unul unor însă mă întreb cum ar fi fost dacă m-aș fi mutat într-o companie modernă, să lucrez cu principii agile, să fie un mediu sănătos de birou, genul ăla în care avansezi pe baza performanțelor tale, în care ai ședințe de alea de 15 minute, în care lucrurile după aceea chiar se pun în practică și nu doar se vorbesc de dragul de a fi vorbite și așa mai departe. Sunt foarte curios cum mi ar fi mers chestia asta, dar o să detaliez asta în curând pe blog, gândurile astea. În rest, ce-am mai făcut? Păi, oarecum stagnare la capitolul distracție. Mă joc tot Elden Ring senzațional jocul, poate cel mai bun, printre cele mai bune jucate de mine, cu siguranță. M-a prins fenomenal de tare. Oh, am luat-o mai lent. Mai am cam o treime din el. Știu asta că văd cât mai am din hartă și ce inamici mai am de doborât și am zis, nu, no, nu, no, hai să o mai lent, să explorez încetişor fiecare zonă, să fac fiecare quest secundar sau, mă rog, cât mai multe dintre ele, că e cam greu să le descoperi și am trecut 250 de, de ore jucate, ceea ce este uriaș pentru mine și nu vreau să te termine jocul. Adică de obicei la astfel de jocuri, după un timp de cansaturi de făcut elemente secundare și zici hai să-l termin, să văd finalul și asta e. Nu, aici vreau să mai țin. Asta e magia Elden Ring, foarte mișto jocul, foarte mișto. N-am mai citit, seara când mă duc în pat, de obicei eu citeam cam măcar jumătate de oră, acum mă duc în pat, ascult un pic de muzică și aproape că adorm cu căștile în urechi. Ascult niște chill out. Cam asta este. Mă simt foarte obosit, v-am spus. A fost o perioadă aglomerată și s-a cunoscut asta în oboseală. E, e mai greu să mai, să mai și citesc. De obicei mă pun în pat și adorm instant, mai ales că noi nu avem televizor în dormitor. Ne culcăm direct acolo. Ne-am uitat însă la televizor, la Inventing Anna, un serial foarte bun, prea lung, prins după câteva episoade ce se întâmplă acolo și că Ana este uh, un con artist um, și apoi o calungește cu felul în care i-a păcălit pe divers. Dar bun, uitați-vă, mi-a plăcut mult și ne-am uitat cu mare plăcere la The Gilded Age pe HBO, HBO și apoi la Bridgerton uh, sezonul 2. The Gilded Age e ca un Downton Abbey, tot așa cu intrigi între oamenii bogați ai New Yorkului, competiția între aristocrații vechi și noi industriași îmbogățiți, cam cum a fost și la noi, știți, cu parveniții, cu astea în literatura despre acei ani și, evident că, în paralel, sunt și intrigile servitorilor, exact ca un de Bridger în sezonul 2, mi-a plăcut mult. Înțeles că foarte mulți sunt cumva dezamăgiți că nu au mai fost așa scene de sex și bărbați dezbrăcați și așa mai departe. Nu m-a deranjat asta, dar chiar mi-a plăcut că a avut o poveste ceva mai bună, o intrigă reală, o poveste de dragoste cu întorsăturile ei, în timp ce sezonul întâi parcă era prea dubios, era cu ăla care nu voia să aibă copii și... Bine, și cu femeia care nu știa cum se fac copii și a descoperit după ce, a, după ce era căsătorită, chiar treaba asta. A, și vă spunem de muzică, am ascultat un chill-out ceva mai activ, nu leșinătură, din Cafe del Mar, căutați în Spotify Cafe del Mar. Terrace Mix, mix de terase, poate și pus la restaurante, nu știu. Uh, o e link în descriere oricum, asta am ascultat în ultima perioadă și pornind de acolo am descoperit cumva și alte albume, oricum Cafe del Mar scoate câte unul în fiecare an, câte un Terrace Mix și am găsit și altele Tropical House, mereu bun uh, Deep House Relax, sunt diverse playlisturi acolo care sunt foarte bune. Și cam asta e. Uh, înregistrez asta în Duminica de Florii, profit de ocazie să spun la mulți ani tuturor celor cu nume de flori. Sunt un pic stresat că vine Paștele, eu sunt mereu stresat când vin sărbătorile sau când trebuie să plec în o excursie de durată, pentru că din nou e o rupere de rin. Și mi se pare că în fiecare an îmi spun, da, dar de Paște ce o să fac? În afară de a mânca de două ori pe zi, în rest pot să-mi văd ale mele, pot să scriu, să recuperez din urmă, să scriu niște review pe care o trebuia doar să doar să-mi adun gândurile, să le pun în practică, ceea ce durează mult. Dar tot din experiența anterioară știu că nu prea iese asta. Pur și simplu e greu să găsești momentele de concentrare când roiesc toate rudele în jurul tău și mai ales acum cu Alice, care îmi necesită și atenție, dar uh, mi-ar plăcea atunci ca măcar Paștele să fie total relaxare. Am făcut un pas în direcția asta, am cumpărat jocul Factorio uh, ca să-l joc pe laptop. E, e un, mă rog, nu City Builder, un fel de Factory Builder, dar are numai review-uri extraordinare și toată lumea zice că este senzațional. L-am cumpărat și cred că de Paște o să încerc să-l pun în practic. În anterior mă duceam pe transport ai cum de lux la foarte vechi, care tot așa te prinde de... se termina orele și se termina ziua și eu tot îl jucam. Anul ăsta poate va fi cu Factorio, mai puțină mâncare, mai multă băutură. Cam asta e planul meu de Paște și sper să iasă bine. Să ne vedem sănătoși la următorul clip peste o lună. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Linkuri multe în descriere despre ce am vorbit aici și să aveți o zi bună.